domnule Petrescu, considerați că echipa dumneavoastră în seara asta are lipsit la finalizare? A avut o lipsă în echipare? Nu cred. S-a jucat 11 la 11, a fost un meci echilibrat. Noi am fost mai periculoși, am fost mai buni. Ținând cont că a schimbat toată echipa de la meciul ultimul meci. Mi-a plăcut atitudinea jucătorilor. Din păcate, cartonașele galbene Amara, mai ales primul inventat, au schimbat soarta meciului și ne-a fost mult mai greu în 10, dar și așa în 10 cred că ne-am plăcut bine. Am jucat de la egal la egal cu cei de la Craiova, fază fixă am luat gol, după care nu prea am mai avut ocazii. Și cred că pe final meritam egalarea, am dat o bară incredibilă, mingea n-am să intre, pe care pe contraatac au făcut 2-0. Puteți să spunem ceva de arbitrajul din această seară? Știu, asta pot să spun, că acum 3 zile înainte să se afle arbitru, știam cine va fi. Când jocul Craiova e mereu bârsa. Deci, altceva nu am spus. V-am văzut poate nervos și la pauză și la final. Centralul v-a niște explicații. La final nu eram nervos pe Bârsan, vreau să păcălesc jucătorii să nu mai ia galbene, că am mai luat vreo 3 jucători galbene. Și împărțea galbene și l-am rugat frumos să meargă la cabină să nu mai dea galbene, că normal că jucătorii erau nervoși. Atât, restul i-am oprit pe jucători să ne ia. La pauză, într-adevăr, am fost nervos. Pentru că galbenul, din primul galben pe care l-a luat Camara, e un galben inventat. Și un galben care nu se dă la mijlocul terenului. N-am înțeles acel galben de ce l-a dat. Dar de ce credeți că a fost acest complot împotriva CFR-ului? N-a fost complot. Eu spun ce am văzut și ce zic. De asta știu că 7 ani când sunt, când joacă Craiova, nu mai trebuie să spui cine e arbitru, că știu din ea.